Catedrala Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului din Piața Sfatului, construită acum 120 de ani, este biserica românilor din cetatea Brașovului care nu are ieșire la stradă. Inițiativa înființării acestei biserici în cetatea Brașovului se naște din pricina conflictului dintre greci și români pentru Biserica Sfânta Treime de pe actuala stradă George Barițiu. Credincioșii greci, prin intervențiile la autoritățile din Brașov și Viena, obțin acest lăcaș. Rămași fără loc de rugăciune, românii trimit un memoriu către guvern prin care cere aprobare pentru înființarea unei capele în Târgul Grâului, azi Piața Sfatului. În acest scop se face o colectă publică pentru cumpărarea caselor negustorului Constantin Bogici, clădiri care nu aveau fațadă la stradă. Aceasta era una dintre condițiile impuse de autoritățile de atunci. Bisericile românilor erau ascunse în curți, fără ieșire la stradă. În 1833 încep slujbele în micuța capelă cu hramul Sfintei Adormiri. Cum capela era neîncăpătoare, românii din cetate hotărăsc să ridice o biserică impunătoare și în acest scop negustorii ortodoxi fac donații însemnate. Construcția începută în 1895 se sfințește în 1899. Bisericii s-a adăugat ulterior un turn la stradă deasupra caselor parohiale, dărâmat la cutremurul din 1940. Turnul a fost refăcut în 1973, când se reabilitează și fațada caselor parohiale. Primul paroh al Catedralei Ortodoxe a fost cunoscutul preot cărturar Bartolomeu Baiulescu, care a lansat prima revistă pentru meseriașii români și a inițiat învățământul pentru meserii destinate românilor. Catedrala Sfânta Adormire din Piața Sfatului este astăzi unul dintre monumentele emblematice din Brașovul Vechi.